La Spitalul Municipal Râmnicu Sărat funcționează în prezent 5 linii de gardă la medicină internă, chirurgie, obstetrică, ginecologie, pediatrie și ATI. În curând se va înființa cea de-a 6-a linie pentru medicină de laborator, demersurile pentru realizarea acestui obiectiv fiind deja făcute. Mai mult, încă de acum 6 luni, echipei de medici din cadrul spitalului i s-au alăturat 2 medici noi cu specialitatea medicină de laborator. Am hotărât să înființăm garda pe laborator. Deja am făcut demersurile necesare pentru a obține aprobarea înființării unei noi linii de gardă la spital, urmând ca acesta ca în viitorul apropiat să funcționăm cu gardă pe laborator. Conducerea unității medicale consideră că este un plus ca în laboratorul de analize al spitalului să existe pe timp de noapte personal specializat, cu ajutorul căruia, în cazurile urgente, analizele mai amănunțite să fie făcute bine și într-un timp cât mai scurt. Așa venim și în sprijinul secțiilor chirurgicale, a blocului operator și a secției ATI și nu numai. Laboratorul de analize din cadrul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat a fost modernizat în ultimii ani, acesta funcționând în prezent la parametrii corespunzători.